ce să văd, mă, tate, cu reclamele? Îl văd jos azi. Deci? Știi de ce? Nu a reușit să creeze higher high după respingerea din primul bloc. Pe daily mă refer. Și probabilitatea este ca, nereușind să seteze un higher high, să vină după ceva lichiditate din zona asta, să încerce din nou. Uite, vezi, similar cu ceea ce s-a întâmplat cu pe H4, observi? Deci a venit, a reacționat odată, da? Aici fiind ultimul high, el nu a reușit să creeze, să închidă peste liquidity void. Și atunci, probabil, probabilitatea este să vină, să ia din partea de jos a blocului alte ordere și tot aici e targetul, apropo. Deci și pe daily... Pe daily, ok, poate nu se întâmplă următoarea lumânare, poate, dar așteptările mele sunt că atunci când avem pe daily o situație de genul ăsta, să vină să-mi reacționeze de 1760. Dar asta e pe daily. Da, da, corect. Deci întotdeauna suntem aware. Și uite, exact, dacă te uiți, e copy-paste cu ceea ce s-a întâmplat daily cu H4. E exact copie 100%. Stai că mai aveam niște chestii pe aici pe care trebuia să le șterg. What the fuck? Tu ai văzut, bă, ce a făcut USDJP-ul? Păi nu mergea shortanul de aici, de unde am pus zona asta de supply? Mergea? N-am fost acasă, bă. Uite, asta mă disperă uneori, faptul că nu sunt acasă. Asta era pe o minută, zic sigur, că de asta am și trasat-o acolo. Uite. Aici? Exact, copy-paste. Atingere, imposibilitate de creare higher high, coborâre către următoarea zonă, adică respectiv asta. Uite o chestie, nu știu dacă am discutat ieri despre AUD-USD vis-a-vis de treaba asta, nu cred că am discutat, dar merită să discutăm. Și anume, faptul că întotdeauna ceea ce există în curs este destul de standard și se întâmplă de foarte multe ori. Preferințele mele sunt ca întotdeauna să închidă peste liquidity void ca să-mi creeze blocul. Și închizând peste liquidity void, ce vă zic întotdeauna? Dacă vedeți că se schimbă bias-ul, definiți breaker-ul, că se întoarce prețul la breaker. Na, uită-l. Întors la breaker și plecat. Nu-i nimic, nu eram pe live când s-a întâmplat treaba asta, 5 august, noi am început live-urile pe 8 sau pe cât, pe 9. Dar mai degrabă de acum o să le vedem, ăsta ce este, AUD-USD. Vine mai jos să le ia. Bun, bineînțeles, din breaker, întotdeauna, când începe piața să prezinte faptul că înainte erau vânzători și după aia încep să apară cumpărătorii, evident că o să vină să închidă ăsta. Păcat că mergea ăsta, de luat frumos. Era, cred că, cel mai clasic pattern pe care eu îl tranzacționez ever fucking ever. Cel mai clasic. Nu există nimic mai simplu decât atât. Dacă iar nu ia intrarea pe aur și trece așa pe lângă ea și reacționează din nimic. Nu mai tranzacționez aur, mă. Nu mai face aur? Dacă iarăși îmi face vreo chestie de genul ăsta... Ia vezi că se îndreaptă spre entry. Alex, tu ai luat... Ai pus entry-ul power? Da, dar l-am pus un pic mai sus de sursă. Am pus entry-ul să nu se mai întâmple ca aeri. Păi setup-ul. Bloc pe H1, sursă pe 5 și sursă din 5 of character. Ia, hai să-i dăm. Eu l-am poziționat deja. Cu target m-am dus în sursa pe 5 în daily open. Pare foarte bearish aurul astăzi. Target mandu sunt 5. Aici l-am pierdut ieri. Da, aici. Da, exact acolo. S-a mai dus un pic, nu știu. Hai să-l lăsăm totuși. Lăsăm cu... Eu l-am lăsat cu 0.03. Lasă așa cu 0.3. Cât de mic targetul? A, nu. Ăla poți să-l mut oricum. A. Da, am pus un pic mai jos de aia. Păi, exact, ăsta e. Exact cu blocul ăla. A plecat ăsta din bullish flag, AUD-USD-ul, dar eu nu-i setup-ul meu și nu mă bag. Nici mie nu-mi place să cumpăr sus. Ar merge de un scalping de aici, de la daily open, dacă pică sub el, până la previous day low. E un scalping rapid, dar mi se pare prea riscant așa prea.
Nice. Nu se întâmplă nimic. Eu am Da. folosit Easy Order-ul și pe contul de ăla, MyForex. Îți scrie ceva la alert sau? Da, perfect. S-a dus. Buf. Da, păi, cred că acolo, cred că acolo închidem jumate, punem SL-ul pe 0. Da, păi asta o să fac și eu. Și după aia las până TP să ducă unde vrea. Da, eu pun SL-ul pe 0, dar nu știu dacă închid jumate. Cred că las pe tot. Eu închid jumate. Sau măcar profit pe azi, asigur. Dar să văd 1700. Unde am pus, mă, intriul ăsta? A, uită-l, mă, stai. Eu folosesc Simple FX și nu te lasă ăștia să închizi jumate. E panorama. Yeah. Păi cum să nu te lase? Nu merge. A, Simple FX-ul? LOL! Serios? Da, da, da. Mamă, n-am mai folosit Simple FX-ul, mizeria aia de broker. E mizerie. Da. Are un spread, deci dacă îi dai cu 100 leverage pe Forex, e ori o pui, ori nu o pui. Eu aveam un prieten care își transfera câte 1000 de dolari de pe Binance pe Simple FX și îi băga pe păcănele, știi? Pe plus ori pe minus, una din două. O puia ori la parul. Exact, la ce spread au ăia. Da, dar vezi că era interesant Simple FX-ul acum, de ce să te mint? Cu cripto tranzacționai de toate. Dar pe bune, Tesla, tot ce voiai tu. Bă, ce place e că bagi USDT și nu trebuie să bagi dolari și sunt transferurile instante. Ți-i bagi înapoi pe Binance, în wallet. Da, da, da. Sunt curios dacă mai aveam bani pe el, dar nu cred că mai aveam. Foarte tare. Nu, 0 ETH, 0 USDT, 0 BTC. Eu am transferasem tot. Joined, uite, am început să folosesc Simple FX pe 22.04.2020. Vezi? Eu am intrat cu 0.3. Cu cât a intrat Răzvane? Cu 0.5 a zis. Eu am dat cu 0.5. Am înțeles. Ai, cred că ai 500 de dolari acum, nu? Sau ceva de genul? Nu, acum 400. Uh-huh. Urând, cred că îmi dau demisia dacă vă mai urmăresc mult. Eu am 7.5 R. Oricum, Hobbin, cum merge bine, sincer. No shit, Sherlock, să mor tu! Și astea au fost zile proaste, adică n-a fost nicio zi bună săptămâna asta. A, bă, că au fost ok, nu vă mai... Au fost ok, dar n-au fost zile de alea bune, gen. Frumoasă reacție la euro-dolar aici, dar eu unul nu cred că aș fi avut vreun entry. Ba da, ar fi fost un entry aici, nu știu dacă neapărat l-aș fi luat de aici, din punctul ăsta. Adică mai probabil să-l fi pierdut... Încă 1% astăzi, tati. Să băgăm marketing, facem 1% pe zi. 1% pe zi, mâncați-i și gura. Hai, devii milionar. Cumpără mâine cursurile mele și devii milionar poi mâine. Bă, 1% pe YouTube direct. A? Vezi că astea se duc pe YouTube. Mă, nu știu să zic. Bă, eu zic o singură chestie. Ne-am trezit amândoi la 8 jumate. E ora 9, e ora 10. Și du-te dracu, la ora 10 faci deja 500 de dolari profit. De la 9 jumate, de la 8 jumate. Și du-te dracu. Păi... M-am avut și eu TP la o poziție de... Era prețul la... Era TP-ul la 1725.03 și prețul a urcat până la 1725.00 și după aia s-a dus în sele și eu n-am stat să supraveghez trade-ul ăla. Mm-hmm. Și n-am luat nimic. De era 37.64, arar. De asta mi-am pus eu ieri pe aur un TP destul de apropiat comparativ cu potențialul. Aia ți l-am urmărit când ai zis tu, hai mă că pun 200 de dolari și mă duc să mă tund. Da. Și după ce ai plecat, mă uitam așa, zic, iată, și-a luat și TP-ul din, nici nu cred că ai și pe ușă. Ieșisem, că mi-a dat confirmarea de TP, eram pe trotinetă, că m-am dus cu trotineta la cei în București. Și chiar uite așa, a aruncat un trade acolo, hai că las pe ăsta și bang. La mișto! Opa, dar ce face aurul? Nu știu, ce face? Face bine. Oh, da! Petrecere de nou, petrecere! Iarăși, petrecere, petrecere! Mergem și în seara Costinești. Asta la Costinești!
Mergem și în seara asta la lăutari? Pă, pune că merge la... Nu la, la lăutare puțin? Ia zi, lăutari cel puțin. La Nuba, direct. La Nuba, la lof, la mama aia. Ce zice aurul ăsta, Răzvane? O ia în sus sau mai face o consolidare o oră aici? Mai stă aici, mai stă, cred. Păi că stăm bine, a? Da, că stăm bine. Te trage și noi banii aia pe dreapta, să fiu și eu pe plus 0,5. Da. La lăutar tot mergem o dată, Răzvane, după ce luăm fondurile astea. Mergi. După primul payout. Deci după primul payout. Dar gen, după ce treci faza 2, primul payout e la o lună după, sau da, la o lună de când ai început, da, minim? După ce trei, după ce îți dă contul real. Am înțeles. Dar din după tranzacționezi, aștept să treacă o lună. Da, tu strânești banii atunci. Într-o lună faci 2%. E posibil să știi, foarte posibil. Păi dacă faci 1% pe zi? Bă, nu faci 1% pe zi mereu. Nu faci, mă. Niciodată. Ziceam așa. La 20% pe lună poți să scoți. Ia, stai așa. Pe 20%. Salut, hai că intru acum pe Zoom. Da, mersi frumos. Pa, pa. Salut. Păi cam asta înseamnă 20% pe lună. Că sunt 4 săptămâni, 5 zile pe săptămână. Vezi că pică, cred că o să pice aurul. A făcut consolidare în partea de sus. Dacă iese pe jos... O să, dar asta e cam bullish penant.